se auzea un sunet înfiorător. S-a uitat în stânga și în dreapta, dar nu a văzut pe nimeni. Dar sunetul era din ce în ce mai puternic. Era luat-o la fugă spre cor și a început să strige: "Săriți-o, monstru!" Hap! Au fost ultimele lui cuvinte. Și ce s-a întâmplat cu el? Nu se mai știe nimic de el de atunci. E doar o poveste ca să ne sperii. Și eu chiar am nevoie la toaletă. Trebuia să te ții până răsare soarele. Nu pot, am vezica mică. Cine te-a pus să bei atâta suc? Mi-a fost foarte sete. Eu zic să mergem la toaletă, că nu pățim nimic. Mi-e frică, dacă vine reptila după noi, eu chiar fac pe mine. Dacă apare reptila, chiar nu mai contează cât te scap pe tine. Ba contează, reptilele nu te mănâncă dacă miroși urât. Treaba voastră, dacă nu vă mai întoarceți, eu o să am o nouă poveste. Dar despre voi. Eu mi-asum riscul. Aoleu, ce-a fost asta? Stingeți repede lanternele, poate nu ne simte. Ești om sau... Marș de aici! Poate dacă stăm în cort, nu ne atacă, nu? Sigur, cortul e o fortăreață. Orice monstru își rupe dinții în foaia de cort. Poate sunt animale sălbatice. Au venit după resturile de mâncare. V-am zis să nu lăsați mâncarea descoperită. De ce? Erau doar resturi. Pentru că lupii și urșii simt mirosul de mâncare de la zeci de kilometri distanță. Aoleu, marș de aici! Or fi lup sau uși, nu știu pe care să-l prefer să mă mănânce. Cred că au plecat. Ai întârziat, frate. Abia am scăpat de mine. Bine ați venit la Club 40 Camping. Eu mă duc să-mi schimb pantaloni. Și când plecăm în excursie? De ce să plecăm în excursie când poate veni excursia la noi? Da, dar aici nu e ca natură. E mai bine decât în natură. Afară e frig și plouă. Da, dar mirosul de natură e diferit. Miros de brad plus aer rece și condiționat. Hai să-ți fac turul campingului. Aici, în sufragerie, îți instalezi cortul. Dacă nu ai, improvizezi din pături. După cum poți vedea, aici poți învăța să vânezi. Ce vânezi, aia mănânci. Aici se pescuiește? Șt, încet că speriați carasul. Trage ceva. Tu ce faci? Nu mai pescuiești? Pescuiesc mai încolo. Deci? La, dar plăcerea constă în așteptare. Super, cred că să aștept și eu. Adică o să pescuiesc. Gata! Păi de ce durează atât de mult? Păi eu v-am pozat pe fundal alt, dar adaug un decor ca de pădure ca să aveți ce arăta acasă când vă întoarceți. Dar de ce trebuie să țin creanga asta? Ca să pară mai 3D poza. Aoleu! Aveți un țar? Nu! Nu, nu! Ai băgat țânțarul în gură? Conține proteine, puține, dar dacă mai mănânc vreo 30 de țânțari, e hrănitor. Dar de ce nu mănânci un sandwich? Nu vreau să mănânc mâncare obișnuită. Vreau să învăț să supraviețuiesc. Mâncând țânțari? Mâncând orice găsesc în natură. Dar aici nu suntem în natură, suntem în apartament. Da, voi mânca ce găsesc în apartament. Țânțari, muște, moli, păianjen și sper și ușor cel de căprind. Carnea de șoarece, cei căcacea de pui. Niște insecte bine prăjite, ce căscați pisticul, iar carnea de broască... Gata, încetează, te implorăm! Noi nu vrem să supraviețuim! Mie nu mi-e scârbă. Adică tu ai mâncat insecte și alte vietăți? Dacă n-aș avea ceva de mâncare, da. Te dai mare! Ba, nu, important e să mănânc tot timpul. Serios? Ia imaginează o parte plină de lăcuste, cu niște larve de fluture pe margine și o carne
pictura de gânești de colorată și o salată de coro și cărăbuș la desert. Două roze cașcaval, trei salamuri, pulpe de pui, chipsuri, biscuiți, baxuri de apă și suc ciocolată de rest. Am uitat ceva? Rume pentru pescuit. Da, da, ar merge niște rume. Nu cumpărăm nicio rumă pentru pescuit. Păi și eu cum mai pescuiesc? Măcar o cutie de vierme de pescuit. Nu cumpăr nicio rumă și nicio vierme. N-aveți decât să improvizez momeala din mâncarea pe care o cumpăr. Bun, să mergem la cumpărături ca să-i zihnească weekendul. Eu deja nu mai pot de foame. Și eu la fel, pachetul de acasă mi s-a terminat repede. Așa e la aer rece, foamea e mai puternică. Succes la cumpărături! Nici o grijă, mâncarea vine imediat. Ce? S-a rupt cheia în iară. Crezi că pot scoate de acolo? Totul se rezolvă cu răbdare și minuțiozitate. Muncă de chinez, dar o scoatem la cap. Ați mai făcut așa ceva? De multe ori. Acasă când frate mi-și rupea cheia în iară, tot eu o salvam, dar o să dureze. Cam cât o să dureze, că nu mai pot de foame. E, nu forța nota. Nu se știe, poate câteva minute, poate câteva ore, depinde. Deci mai întreb o dată, nu are nimeni un telefon mobil? Nu! No! Dar cum ați plecat toți la pădure fără un telefon mobil la voi? Dar tu cum ai plecat? Care e ăla care mi-a spus obraznic? Nu, nu vă enerva, se pare că am reușit. Sau nu, n-am mers, dar nu renunțam. O jumătate de Eugenie. Ia să vedem. Păi avem așa. Vreo 2 biscuiți, niște cioburi de chipsuri, 4 sticksuri, o jumătate de ciocolată expirată, câteva gume și un Chupa Chups. Cum le împărțim în mod egal? Eu nu vreau nimic. Eu suprafețesc cu... Ce prind? Super! Altcineva mai vrea să supraviețuiască? Nu vreți? Vreți doar mâncare din civilizație? În loc să învățați de la Iulia, uitați-vă la ea, ce fălcuțe sănătoase are. Uitați-vă! Bă, ai ciordit un Stix! Nu, nu! Păi și atunci ce mărfă-i acolo? Aveam ceva printre dinți de când am plecat de acasă. Bun, mă duc să-i servesc și pe ceilalți. Lasă că mă duc eu. Ok, ia aleg un amestecat. Îmi găsesc zanția că mă nu mai mult timp. Nici apa de la chiuvetă? Ai văzut la egoista de Romina? Tot timpul are gura plină de mâncare, dar n-ar împărți cu nimeni. Așa e, dar nu știu unde o ține ascunsă, că am căutat la ea în ghiozdan și nu am găsit nimic. O ține ea ascunsă pe undeva. Și după ce au reușit să dărâme poarta, ce să vezi? O curte plină cu mâncare, un cuptor de pâine, niște găini la rotisor și un purcel la proțap, iar alături o fântână din care puteai scoate cola. Sună cam exagerat. Exagerat ești tu afară din cor dacă nu știi să apreciezi condițiile oferite. Dar ce a zis, doar că povestea este influențată de mâncare. Hai afară că nu continui povestea până nu ieși. Uite că nu ies. Afară! Și pe tine te-a dat afară. Hai lângă noi să ne înghesăm ca să ne încălzim, dar în liniște ca să ascultăm totuși povestea. Și după ce au văzut atâta mâncare, flăcăii noștri au început să ne vălească pe ea ca flămânzii, nu? De ce vorbești peste mine? Ieși afară! De pofta am vorbit, dar promit că... Afară! Ce frig e,
pe tine că mai a frigul și mai tare. Nu, vreau să învăț să supraviețuiesc, ca pe Discovery. Eu am văzut unii care nu au supraviețuit, tot de pe Discovery. Înainte să se năpustească la masa îmbelșugată, flăcăii noștri au făcut rugăciunea. Băi, Romina, tu ce tot molfăi acolo? De unde-i tot timpul mâncare? Mama! Iei și tu afară pentru lipsa de solidaritate cu cei flămânzi. Afară! Pleacă, că tu tot timpul mănânci. Pleacă și de lângă mine, că n-ai împărțit niciun domicat cu mine. Nu vrea să iasă, în orice tare de cheie. Tot timpul am zis, ușile turcești sunt cele mai proaste. Asta e chinezească. Asta am zis și eu. Ușile chinezești sunt cele mai proaste. Pleacă de lângă noi, că nu avem ce discuta cu cei care mănâncă de rup. Exact, că noi e chinuim cu ușa și cu foamea, vii tu și ne sfidezi. V-ați pierdut calmul. Calmă să fii tu, măi. Eu nu mai sunt. Gata. Dar, măi, fetelor, dacă nu rămânem calme, nu putem găsi soluții. Când te-ai lovit la cap, nu te-a durut? Deloc. Înseamnă că ai capul tare. Eu zic să țipăm după ajutor. Ajutor! Mai cu vlagă, măi, parcă n-ați mâncat azi. Ajutor! Bune ușile astea turcești. Izolează fonic. E chinezească. Asta am zis și eu. Ușile chinezești izolează fonic. Mănâncă, îmi vine să o arunc după avioanele alea. Băi, uite! Un cetățean a prins un avion! Se uită la el! Îl citește! Suntem salvați! Nu, de ce pleacă? Pentru că ai scris doar ajutor, fără adresă. Doar niște firmituri. Și unde gândești să le împarți cu noi? Ne sfidesc cu cașcaval acum. Trebuie să facem ceva să găsim de mâncare. Gândește-te, unde am putea găsi măcar un picuț de mâncare? Punem ușor mumela în cârlig și așteptăm calm. Mâncare! Calm și liniște. Nu aruncăm nimic! Dar sunt sos și branchii. Mâine o să le visăm. Se pare că nu mai este gaz. Nu se poate. A dat gazul tocmai acum. Nu disperați, supraviețuitorul știe cum să se descurce în orice situație. Crezi că mai durează mult? Nu e ușor să prins focul cu două pietre, dar nu trebuie să renunțăm niciodată. Niciodată cât înseamnă în minute că se strică peștele. De fapt, știți ce? De sushi ați auzit? Ce sushi? Și unde n-am ce.
vacanța și e bucurie. Este ziua în care am mai crescut încă un an și am primit vacanța în dar. Până la cer eu mi-aș dori să sar. E, am mai crescut încă un an și am primit vacanța în dar. Totdeauna am crezut că o să mor mâncat de moștri, nu de foame. Nu o să ne găsesc nimeni aici. Ba da, când se întoarce proprietara, peste 10 ani. Am scris un bilețel către ei mei să le cer iertare că am fost obraznic. Și eu la fel, că le-am găurit hainele și am dat vina pe Molly. Bun, iam. Eu fac frânghie, nu renunț. Asta o să cală la etaj, noi o să murim de foame, iar asta... Tu de unde moașta pe gheață tot ai mâncare, frate? Păi mă duc și îmi cumpăr. De unde îți cumpăr, mă? De la chiosc sau de la pizzeria de pe stradun. Și cum ești din apartament dacă Iala a rămas blocată? Iala a rămas blocată, dar ușa a rămas descuiată. Și de ce n-ai spus, mă, nimic de două zile? Păi am crezut că vă prefaceți ca să pară tot mai autentic.